Capitolul 23. Frank. Frank îi simțea lipsa arcului său. I-ar fi plăcut să stea pe verandă și să tragă în șerpi de la distanță. Câteva săgeți explozive bine țintite, câteva cratere pe versant, problema ar fi fost rezolvată. Din nefericire, o tolbă plină cu săgeți nu l-ajuta cu nimic pe Frank dacă nu le putea trage. În plus, nu știa unde erau basiliștii. De îndată ce ieșise, aceștia nu mai scuipaseră foc. A coborât din pridvor și și-a țintit sulița aurie. Nu-i plăcea lupta corp la corp, era prea lent și masiv. Se descurcase în timpul jocurilor de război, dar de data asta era pe bune. Nu exista niciun vultur uriaș pregătit să-l apuce și să-l ducă la sanitari dacă făceau greșeală. Poți face orice îți dorești, i-a răsunat în cap vocea mamei lui. Splendid, și-a zis. Vreau să știu să lupt cu sulița și să fiu imun la otravă și foc. Ceva îi spunea lui Frank că dorințele nu-i fusese îndeplinite. Își simțea sulița la fel de ciudat în mâini. Pe coasta dealului încă mocnea focul. Nasul îl ustura de la fumul înțepător, iarba arsă se spulbera sub picioarele lui. Și-a amintit de poveștile pe care le spunea mama sa, despre generații de eroi care se războiseră cu Hercule, luptaseră cu dragoni și navigaseră pe mări infestate de monștri. Frank nu pricepea cum era posibil să fie descendentul unor asemenea strămoși sau cum de familia lui migrase din Grecia prin Imperiul Roman tocmai până în China, dar începea să aibă niște bănuieli supărătoare. Pentru prima dată, a început să-și pună întrebări despre acest prinț din Pilos, despre felul în care se făcuse de rușine strămoșul său, Shenlun, în tabăra Jupiter și despre puterile familiei lui. Dar darul acesta nu ne-a protejat niciodată familia, îl avertizase bunica. Gândul acesta îl liniștea teribil pe Frank, care trebuia să vâneze șerpi otrăvitori ce scuipau foc. Noaptea era liniștită, se auzeau doar troznetele vegetației care ardea. De fiecare dată când vântul făcea să foșnească iarba, Frank se gândea la spiritele cerealelor care o repliseră pe Hazel. Spera că au plecat spre sud cu uriașul Polybotes. Frank nu mai avea nevoie și de alte probleme. A coborât cu grijă dealul, iar ochii îl usturau de la fum. Apoi, la vreo 6 metri în față, a văzut o flacără. S-a gândit să arunce cu sulița. Proastă idee. Ar fi rămas fără armă. În schimb, s-a îndreptat spre foc. I-ar fi plăcut să aibă la el sticluțele cu sângele gorgonei, dar rămăseseră în barcă. S-a întrebat dacă sângele gorgonei putea vindeca o travă de bazilisc. Dar chiar și dacă ar fi avut sticluțele la el, ar fi ales-o pe cea potrivită. Se îndoia că ar fi avut timp să o scoată înainte să se transforme într-o movilă de pământ, ca arcul lui. A ajuns într-un luminiș cu iarbă arsă și s-a trezit față în față cu un bazilisc. Șarpele s-a ridicat, sprijinindu-se în coadă. A săsăit și și-a desfăcut membranele cu țepi albi din jurul gâtului. Coroniță, și-a amintit Frank. Asta înseamnă bazilisc. Își închipuise baziliștii ca pe niște dragoni uriași, ca pe niște monștri care te puteau împietri cu privirea. Într-un fel, adevăratul bazilisc era și mai îngrozitor. Mic cum era, acest pachetel mortal de foc și o travă era mult mai greu de ucis decât o șopârlă mare și greoaie. Frank văzuse ce repede se putea mișca. Monstrul și-a fixat ochii de culoare galben pal asupra lui Frank. De ce nu ataca? Frank își simțea sulița de aur rece și grea. Vârful din dinte de dragon s-a îndreptat spre pământ de unul singur, ca o vergea magică cu care se caută apă. Termină! Frank se chinuia să-și ridice sulița. I-ar fi fost destul de greu să învingă monstrul și fără să trebuiască să lupte cu propria suliță. Apoi a auzit foșnetul ierbii în dreapta și în stânga. Ceilalți doi baziliști s-au furișat în luminiș. Frank nimerise drept într-o capcană.